Ucrainenii afectați de distrugerea barajului de la Nova Cahovca de pe râul Nipru vor primi în ajutor alimente din Republica Moldova. Este vorba despre un lot de produse în valoare de 3,2 milioane de lei din rezerva de stat. Acordarea asistenței internaționale Ucrainei prin eliberarea cu titlul de deblocare din rezerve de stat a unor bunuri materiale, în special produse alimentare, constituie un gest de susținere din partea Republicii Moldova a populației statului vecin afectat de conflictul armat din regiune. Mai exact, este vorba despre un lot de conserve din carne și pește. Ministerul Finanțelor va aloca Ministerului Afacerilor Interne banii necesari pentru ca rezervele de stat să fie apoi completate. Amintim că de la începutul războiului, Republica Moldova a oferit în mai multe rânduri ajutoare umanitare Ucrainei, inclusiv echipamente medicale și medicamente.